Dacă ai răcit sau ești gripat și nu vrei să iei medicamente, te poți trata și pe căi naturale. Echinacea este renumită pentru efectele sale asupra imunității aparatului respirator. Echinacea prezintă proprietăți atât antivirale cât și antibacteriene, antiinflamatorii și tonice generale. Efectele acestei plante se instalează rapid după numai câteva zile de consum a câte trei căni de ceai pe zi. Echinacea poate fi consumată și sub alte forme, siropuri sau extracte. Putem recomanda ceaiuri cum ar fi echinacea, lemnul dulce, hibiscus, care măresc foarte mult imunitatea și vă ajută la o stare de bine, mai ales pot fi recomandate și în stare de receală, dar și preventiv. Cunoscute și uzuale sunt ceaiurile naturale din plante. Acestea trebuie băute ponderat pe parcursul întregii zile și pe o perioadă de minim 4-5 zile. Trebuie să ținem cont că acestea trebuie consumate calde, nu fierbinți. Uh, combinațiile de ceaiuri cu siropuri sau comprimate, echinacea cu siropuri speciale pentru răceală și gripă sau comprimate pentru răceală și gripă sau ceaiurile uh, combinate, echinacea, lemn dulce, hibiscus, măceșe, uh, ceaiuri vitaminizante merg foarte bine în perioada aceasta, 3-4 când pe zi este foarte bine se recomandă, uh, să recomandă uh, să consumăm foarte multe lichide și fructe.